Preacucenici părinți, preacucenice părinte protopop, preacucenice părinte protopop nuncu, preacucenici părinți și frați întru Hristos, domnule primar, stimați participanți. Iată-ne într-un moment, am putea spune, moment în care ne amintim de porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care la crearea omului a dat această poruncă: creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Venind sau pornind de la această poruncă dată de Dumnezeu, sigur s-a întemeiat lumea, familia a devenit, își are originea, după cum vedem, în perioada creației. Dar mai târziu, sigur, familia a devenit, unirea dintre soți a devenit chiar o taină a Sfintei Biserici și ceea ce spune Sfânta Scriptură, ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Dumnezeu, în tot știința Lui, rânduiește fiecăruia dintre bărbați o soție, iar aș aminti trei scopuri ale acestei uniri, și anume, una este întrajutorarea reciprocă, și anume, nu este bine să fie omul singur pe pământ, este
cuvântul Sfintei Scripturi, să-i facem ajutor potrivit lui. Al doilea scop al unirii între doi soți este însăși ferirea de păcat. Și acest îndemn are un suport biblic, și anume, decât să păcătuiești, mai bine să căsătorești, zice Sfântul Pavel. Și al treilea scop este acela de a te face împreună colaborator cu Dumnezeu la înmulțirea lumii, la creație. Deci părtași la continuarea creației pe care Dumnezeu a lăsat-o atunci când l-a creat pe om și l-a trimis în lume. Sigur că timpul sau în decursul istoriei au apărut, mă rog, tot felul de concepte și uneori chiar rătăciri de la aceste îndemnuri scripturistice și la acest îndemn biblic, dar se pare că toate acestea au avut niște efecte negative. Vedem că populația scade pentru că nu se împlinesc aceste porunci date de Dumnezeu, și anume, creșteți și mămulțiți și stăpâniți pământul. Astăzi, sigur, suntem adunați cu un anumit scop, și anume să ne arătăm că suntem dornici ca lumea să înțeleagă, să înțeleagă rostul ei și să continue viața așa cum a lăsat-o Dumnezeu, bărbat și femeie, să pornească împreună și să aducă roade de copii. Manifestăm pentru acest scop cu acest titlu, și anume Marșul pentru Viață, așa este numit. Sigur că noi suntem puțini, dar dacă în fiecare oraș se adună un anumit grup, trebuie să sensibilizăm pe cei care sunt chemați să continue viața, cei care sunt la această vârstă, și în felul acesta să le aducem aminte că atunci când Dumnezeu îl creează pe om, îi asigură și cele necesare traiului. Sigur că în limbajul popular ni se spune și spunea și spuneau și bătrânii, zice, fiecare copil când se naște, Dumnezeu îi rânduiește și o bucată de pâine. Deci, și pe această cale aș vrea să amintesc că eu care sunt la o vârstă, vârsta mea de 78 de ani pentru cei ce nu știți, am cunoscut etapele acelea, deci cei care ne-au crescut pe noi, erau familii numeroase. Îmi amintesc că și noi, părinții mei, au dat naștere la 9 copii. 7 am rămas să ajungem majori. 2 au murit înainte de a mă naște eu. Deci erau familii numeroase, nu se dădea niciun ajutor, nimeni nu se temea că va muri vreunul de foame. Și fiecare au crescut. Pe strada noastră mai erau familie, vecini și prieteni cu ai mei, aveau 16 copii. 9 au crescut și au ajuns și au întemeiat familii. Iată, aceia nu se temeau niciodată că nu vor avea cu ce să-i hrănească, deși nu erau niciun ajutor din partea nimănui decât din partea Dumnezeu. Sigur, la a continua viața, și cei care sunt tineri să nu se perească, să nu-și le fie teamă că nu vor avea cu ce să-și hrănească copiii. Este o experiență spre durere tristă, că de multe ori unul care are un singur copil îi creează probleme părinților cât alții 4-5 copii. Și asta se adeverește și mulți dintre dumneavoastră ați putut constata lucrul acesta. De aceea, noi să rugăm pe Bunul Dumnezeu să aducă pace și gânduri bune celor care sunt chemați să continue viața, și noi cei mai în vârstă, sigur,
să fim aceia care mai continuăm să dăm un sfat bun și să-i ajutăm moralicește pe cei mai tineri decât noi. Vă mulțumesc! Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți și Frați întru Hristos, Domnule Primar, onorate oficialități, dragii noștri, deși nu mi-am propus să vorbesc după Părintele, foarte potrivit a vorbit ca și un preambul, ca și o prefață la ceea ce voiam eu să spun. Așa le rânduiește Dumnezeu. Eu voiam să vorbesc astăzi foarte, foarte în puține cuvinte despre cruce, despre faptul că trebuie să ne asumăm crucea, că suntem în această perioadă în care suntem chemați să purtăm crucea postului, a rugăciunii și toate celelalte cruci, așa cum a purtat-o și Domnul Hristos. Oamenii și familiile dinainte își purtau crucea și au avut cruce grea de purtat. Noi suntem chemați acum să ne purtăm crucea, dar fugim de ea. O cruce este și familia. Este o cruce. Că e foarte ușor să trăiești de unul singur în lumea asta, dar în momentul în care te însoțești cu cineva, nu mai faci ce vrei. Depinzi de celălalt și celălalt de tine. O cruce este și creșterea de copii. Este o cruce a vieții, să dai naștere și să crești copii în viața aceasta. Dar nouă nu ne place greutatea și nu ne place crucea și nu vrem să o purtăm și vrem să ne fie cât mai ușor de trăit în viața aceasta. Asta cred că ar trebui să facem, să ne uităm la înaintașii noștri, nu s-au plâns niciodată și au purtat greul vieții și să ne asumăm și noi purtarea crucii familiei, a creșterii de copii, a educației lor. Nu-i ușoară, nu spune nimeni că e ușor, dar Dumnezeu ne întărește și ne ajută și niciunul dintre copii n-ajunge să moară de foame. Cam aceasta aș fi vrut să pun la sufletul dumneavoastră. Cam acestea sunt cuvintele care mă animă și care ar trebui să ne intre în suflet. Bunul Dumnezeu să ne dăruiască tuturor, să petrecem cealaltă perioadă a postului în pace, cu binecuvântarea sa și să ajungem cu sănătate, cu lumină și sfânta înviere. Mulțumesc! Cernici părinți, domnule primar, dragi participanți la acest marș și în mod special dragi copii, se spune că la un simpozion legat de viață, unul dintre tinerii participanți acolo, ridicându-se în picioare, spune cam următoarele cuvinte. Omul este cel care distruge totul. Și atunci ar trebui să distrugem omul pentru că este el cauza tuturor relelor. Sigur, cu alte cuvinte, aceasta am putea să spunem că este și o cultură a morții, care mai mult sau mai puțin poate să ne influențeze pe fiecare dintre noi dacă nu adoptăm o cultură a vieții, așa cum spuneau și părinții înainte vorbitori, o cultură a asumării vieții așa cum Dumnezeu ne-a rânduit-o. Am bucuria de a avea între studenții mei la Facultatea de Teologie din Oradea un băiat, Mihai, cu sindromul Down. A fost un caz național, pentru că n-au vrut să-l lase să participe la bacalaureat, pentru că avea această problemă. Astăzi este din Cluj. În Cluj nicio facultate nu l-a primit ca să studieze mai departe, dar vreau să vă spun că acest băiat cunoaște Sfânta Scriptură pe de rost, de la cap la coadă. Dacă îl întreb, Mihai, poți să-mi spui Psalmul 22? Începe, imediat. Domnul este păstorul meu și continuă și continuă până când îl oprești. Oriunde îl pun în Evanghelii, Marcu 2 cu 13, începe să spună de acolo absolut
până la capătul Evangheliei. Deci vă dați seama că toți, dragii mei, acest om îi spunea un preot foarte frumos: dacă toate scripturile ar dispărea, îl avem pe Mihai, care ar putea să ne rescrie Sfânta Scriptură. Ori, așa... Pot să vă spun, pentru familia lui este o bucurie extraordinară faptul că el este. Îl iubesc atât de mult încât nu vă puteți imagina. Suntem poate puțini, o să spuneți unii dintre dumneavoastră, dar dacă ne vom înmulți prin faptul că noi de aici vom duce mesajul și la alții, dacă pornim pe toate aceste străzi, în toate părțile, fiecare înspre casa sa, va duce mai departe mesajul pe care îl vedem pe pancarde și pe care încercăm să-l împărtășim cu toți împreună, nu vom fi puțini. Trebuie, cum zicea și Părintele Protopop, să ne asumăm un limbaj, în același timp o trăire a crucii, a asumării vieții care ne va ajuta ca viața să perpetueze. Și la toate nivelele, începând de la ecologie și iată până la viața pe care fiecare dintre noi, ca și familie, trebuie să o promovăm și să lăsăm ca Dumnezeu să lucreze, ca viața să se nască, copilul să se nască și să trăiască și să fie fericit în familiile noastre. Vă mulțumesc! Onorate frate bisericești, onorată asistență, sigur că preoții au reușit să ne sădească în suflet motivul pentru care noi ne întâlnim astăzi aici. Eu vreau să mă bucur că în orașul nostru, în fiecare an, ne întâlnim și tragem un semnal de alarmă pentru dreptul la viață pe care trebuie să-l aibă fiecare om. Discuta aici părintele Nicu despre un copil bolnav de sindromul Down. Și apropo de aceasta, din păcate, în unele țări civilizate, având în vedere pașii pe care a făcut omenirea și existând posibilitatea ca fătul să fie diagnosticat din primele luni de viață, numărul copiilor cu acest sindrom care se nasc este, nu știu, în Islanda deloc și în alte țări civilizate foarte, foarte mic. Pentru că tot din anul 1999, ziua de 21 martie, a fost decretată ca zi a copiilor și a oamenilor care suferă de acest sindrom. Eu cred că, indiferent de ceea ce problema are fătul care deja este conceput în pântece, el are dreptul la viață. Și poate că cei care nu sunt conștienți de acest lucru trebuie să fie ajutați de cei care sunt conștienți că fiecare are dreptul să trăiască. N-am să vorbesc foarte mult acum, am să termin cu o bucurie, să-i mulțumesc lui mama că m-a născut și că este aici și cred că fiecare dintre noi în această zi primul gând se duce spre mama care ne-a născut și spre ambii părinți care ne-au crescut. Să mulțumim din suflet și haideți să dăm șansa vieții tuturor acelora care Dumnezeu a hărăzit să fie concepuți în pântecele mamei lor.